Uriașul mic de statură, capitolul 7. De unde? Da, de unde ai obținut această broșură? De 20 de ani tot caut această mică broșură cu titlul Sfârșitul este aproape. De unde a apărut? Tânăra egipteancă rămase în picioare uimită, privind la soțul ei care sărise de pe scaun și flutura în mână o mică broșură. Spune-mi, cine ți-a dat-o? Cum se întâmplă să fie aici, pe masa noastră? Ești supărat? Întrebă soția cu timiditate. Nu, de 1000 de ori nu, sunt foarte încântat. Acum povestește-mi. Soția se liniști. Tu știi că astăzi este ziua în care mă duc la poștă în Luxor să iau scrisorile. Am fost și mi s-a dat un pachet. Iată, ți-l arăt. Plecă și se întoarse cu un pachet ce conținea multe alte broșuri tipărite. Pentru că nu știa să citească, stătea răbdătoare în timp ce soțul ei le răsfoia cu mâinile tremurânde. Ce este cu toate acestea? Întrebă în cele din urmă zâmbind, pentru că distinsul ei soț era așa de fericit. Știi că în tinerețe am fost curier pentru consulul american în Alexandria, începu ălai. Soția lui știa că el învățase să citească, să scrie și să vorbească limba engleză când era copil. Era mândră că soțul ei era atât de inteligent. Ei bine, continuă ălai. Într-o zi, în timp ce așteptam în biroul consulului, am văzut un exemplar din această broșură și am început să o citesc. Dar am fost întrerupt pentru a îndeplini un comision. Am așezat broșura pe masă, dar când m-am întors, nu am mai găsit-o. Mesajul cuprins în ea m-a impresionat și niciodată nu l-am uitat. Am căutat alt exemplar. Acum, după 20 de ani, vin acasă și găsesc exemplar pe masa mea de studiu. Lampa egipteanului a ars până târziu în acea noapte. El a petrecut fiecare minut liber citind mesajul Evangheliei cuprins în broșurile despre care știa, din adresa expeditorului de pe pachet, că veneau de la Luis Passebois din Cairo. În Cairo, săptămâna următoare, Luis citea nerăbdător o scrisoare de la Eli adresată lui Elizabeth. Am citit fiecare cuvânt din broșurile pe care mi le-ai trimis. Nu te cunosc, nici nu știu de ce le-ai trimis la mine. Te rog, trimite mai multe. Cu dragă inimă voi plăti deranjul și cheltuielile. Minunat! Exclamă Elizabeth. Câteva dintre semințele pe care le-ai plantat încep să crească. Luis și Elizabeth au expediat prin poștă mai multe broșuri. Curând, ei au primit o invitație de la Eli să facă o vizită în orașul lui. Luis conducea o serie de adunări religioase în Cairo și nu putea pleca, dar l-a invitat pe Eli să vină să stea în familia lui și să studieze împreună. Eli a sosit fără multă întârziere și timp de o săptămână Luis și Elizabeth au studiat cu el Biblia și profețiile. Când s-a întors la Luxor, Eli avea valiză plină cu cărți. La scurt timp după aceea, s-a decis să asculte de Dumnezeu. În timp, Eli a lucrat cu Luis și a fost un ajutor extraordinar. Au făcut împreună o călătorie în partea de jos a Egiptului, mergând în satele îndepărtate și vorbind cu oamenii de pretutindeni despre Dumnezeu. Când era necesar, Eli era traducător. Aceste experiențe l-au ajutat să se înrădăcineze în adevărul prezent și astfel a devenit un conducător al bisericii în propria țară. Cum o fi ajuns acea broșură, Sfârșitul este aproape, în biroul consulului american cu atâta timp în urmă? Îl întrebă Eli pe Luis. Și Luis se întrebase cu privire la acest lucru, așa că a făcut cercetări și a descoperit istoricul primelor broșuri trimise în Egipt. În anul 1874, pastorul John Andrews, primul misionar adventist, a plecat în Europa. Emoția era puternică în biserica din Battle Creek, Michigan. Avem un misionar, făceau cunoscut membrii bisericii. Apoi au început să se gândească la oamenii de pe întreg pământul care trebuiau să audă adevărul Evangheliei. Unii dintre acești membri au format o societate misionară. Intenția noastră este să cumpărăm broșuri ce conțin mesajul Evangheliei și să le trimitem pretutindeni,
au declarat ei. Dar acest proiect avea să coste mult, iar ei erau săraci. Vom purta pălăriile vechi încă un an, au hotărât femeile. Pentru nimic în lume nu vom cumpăra alte haine, indiferent cât de uzate sunt cele pe care le avem, au făgăduit bărbații. Nu ne lăsați în urmă, au strigat copiii. Vom renunța la desert pentru masă. Și noi ne vom uni cu copiii în sacrificiul lor, au fost de acord cei mai în vârstă. Foarte curând, o mare încărcătură cu broșuri ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea a traversat Oceanul Atlantic către consulul american din Alexandria, Egipt. Când ăla era curier în acest loc, el a citit o parte din broșură. Săptămâni și luni au trecut după aceea pentru Louis și Elizabeth. Din când în când, Louis își rezerva timp pentru a scrie la conferința generală scurte dări de seamă, relatând ceea ce era adus la îndeplinire în Egipt. Uneori aceste rapoarte erau publicate în Review and Herald. Avem nevoie de femei care să lucreze aici. Indiferent cât de des vizităm noi, bărbații, un cămin, putem vorbi numai cu bărbații. Niciodată nu ne este permis să vedem o femeie sau să vorbim cu ea. Într-una dintre ultimele dări de seamă din Egipt, Louis a solicitat mai mulți lucrători. Ah, unde sunt lucrătorii consacrați pentru Egipt? Dacă uneori ne simțim obosiți, gândul la importanța lucrării noastre ne face să uităm zilele nespus de fierbinți. Suntem fericiți că facem parte din această glorioasă lucrare. Pastorul Passebois era prea ocupat pentru a mai ține cont de dată. Căldura fierbinte a verii se năpusti pe neașteptate asupra lor și Louis se simțea slăbit și obosit. Numai spiritul său dornic de a sluji îl făcea să lucreze mai departe. Parcă ești prea slăbit, spuse într-o seară Elizabeth îngrijorată. Cred că mâine ar fi bine să stai acasă. E numai din cauza căldurii prea mari. Parcă mă sufocă. Mă voi simți mai bine după o noapte de odihnă. Dar a fost foarte cald toată noaptea. Louis dorea mult să respire puțin aer rece, dar nu exista așa ceva. În dimineața următoare, căldura înăbușitoare a continuat să apese asupra lor. Louis nu s-a putut odihni. După ce și-a rezolvat câteva probleme, a pornit către centrul de sănătate unde soția lui și domnișoara Schegel trebuiau să servească masa de prânz. Ștergându-și transpirația de pe frunte, își trase pălăria mai jos pentru a-și umbri fața și continuă drumul către partea mai aglomerată a orașului. Căldura îl înăbușea, simțea că se clatină, clădirile se legănau, zgomotele din jur ajungeau la el ca venind de departe. Pe neașteptate căzu pe stradă inconștient. Repede s-a adunat o mulțime de oameni. Un egiptean înalt, ce trecea pe alături, îl recunoscu pe un iute de la centrul de sănătate. Puțin mai târziu, ridicând ochii de la teșgheaua de servit a cantinei, Elizabeth a fost surprinsă să vadă doi bărbați purtându-l pe brațe pe soțul ei, care era în stare de inconștiență. Imediat, Louis a fost așezat pe un pat și Elizabeth i-a aplicat comprese reci pe corpul fierbinte, în timp ce altcineva îi făcea vânt cu un evantai. După ce își reveni din această stare, Louis se odihni câteva zile. Dar luna următoare, această experiență se mai repetă de câteva ori. Cădea inconștient și trebuia să fie luat acasă cu căruța. Insolație, declară doctorul. Duceți-l într-un loc cu climă rece pentru a se reface. Alți misionari au sosit în Egipt și ei urmau să continue lucrarea începută de Louis. Veniți cu mine, spuse domnișoara Schegel. Vă voi duce în țara mea, în frumoșii munți ai Elveției. Și aceasta a fost soluția pe care au ales-o. După o odihnă de câteva săptămâni, Elizabeth și Louis au pornit în călătorie prin munții Alpi. Probabil îi lăsaseră pe Oliver și pe Hermina cu părinții domnișoarei Schegel, din cauza că ei mergeau din sat în sat, bucurându-se de peisajul măreț, de grandoarea Alpilor acoperiți cu zăpadă, de verdele viu al pășunilor de munte, de pace și de liniște. Se odihneau lângă o cascadă ce cobora asurzitor de pe stâncile înalte și respirau adânc
aerul curat, minunându-se de măreția lui Dumnezeu. Noaptea dormeau la vreun hotel situat pe străzile liniștite ale satelor, bine îngrijite, iar dimineața porneau din nou la drum. Prin munții cețoși, pașii lui Luis începură din nou să fie sprinteni, iar curajul îi reumplu inima. Într-o zi, sosi o scrisoare din Cairo. Avem disperată nevoie de voi. Nu mai am nicio scuză să mai stau aici. Aceasta a fost o pregustare a cerului, dar noi trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Să pornim imediat, a fost răspunsul caracteristic lui. Înapoi în Egipt, tragedia l-a lovit, după numai câteva săptămâni. Din nou a căzut inconștient pe o stradă a orașului, din cauza căldurii puternice a soarelui. Se afla într-o stare critică. Părăsește Egiptul și să nu mai vii înapoi niciodată, au ordonat doctorii. Luis era cu inima frântă. El începuse lucrarea în Egipt. Avea planuri mari pentru înaintarea ei. De ce nu a răspuns Dumnezeu la rugăciunea lui, dându-i sănătate? Dumnezeu a răspuns la rugăciunile noastre, îl mângâia Elizabeth. El a spus, nu, tu nu trebuie să stai aici, trebuie să ne încredem în el. Cu tristețe, în suflet, în anul 1905, familia Passebois s-a îmbarcat pe vaporul de pasageri și a pornit către Statele Unite. Părinții lui Elizabeth și-au deschis brațele și căminul lor la reîntoarcerea misionarilor. Era minunat să fie din nou împreună la ferma din New Hampshire. Bunica și bunicul Price au simțit o mare bucurie când i-au văzut pe nepoții lor, Oliver și Hermina. Ei însă nu au fost prea mult timp în centrul atenției, deoarece s-a mai născut o fetiță Gladys, prezentându-și locul în cercul familiei. Au trecut 5 ani de când Luis și familia lui s-au întors în Egipt, din Egipt. Într-o zi, Elizabeth stătea pe veranda casei și privea lung peste colinele unduitoare din New Hampshire. Avea inima plină de mulțumire. Ferma noastră, casa noastră, reflecta cu voce tare. Briza rece o înviora, iar cotcodăcitul celor 250 de pui de găină, amestecat cu sunetul pianului la care exersai Hermina, o umplea cu satisfacție. Iată, vine Oliver de la cules cu 2 găleți de fructe de pădure ca să le conserv. Bun, cămara va fi bine aprovizionată pentru iarnă. Mă uit la băiatul acesta care este deja mai înalt decât tată său. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai dăruit așa copii buni. Mulțumesc pentru însănătoșirea lui Luis. Paharul meu e plin de dă peste el. Vino, Gladys, vino și ajută pe mama să adune ouăle, strigă ea. Fetița de 4 ani sări din leagănul prins de un pom bătrân și veni alergând. La masa de seară copiii erau plini de haz, dar Elizabeth observă că Luis abia atingea mâncarea. Părea obosit. De ce ești așa tăcut? Îl întrebă ea. Mă gândesc la ceva. Se vede că te gândești. Nu, vorbesc serios. Scuză-mă, dragă, dar la ce te gândești? Întrebă ea îngrijorată. Ei bine, mă gândesc... De fapt, astăzi am luat o decizie. Eu zic să vindem ferma și să mergem înapoi în lucrare activă. Să vinzi casa? Strigară copiii în cor. Tată, să nu faci lucrul acesta. Aici este locul nostru. Mamă, nu lăsa pe tata să facă așa ceva, strigă Hermina alarmată. Elizabeth se simțea prea neucită ca să poată vorbi, dar ochii ei îi avertizară pe copii să tacă. Apoi, grăbită, început să strângă vasele. Trebuia să-și calmeze panica din suflet înainte de a spune ceva. Viața ei liniștită și plăcută era acum zguduită. Niciun sunet nu se auzea, cu excepția zângănitului vaselor. Copiii erau tăcuți. Acum și-a dat seama de ce Luis a fost atât de neliniștit în ultima vreme. Mamă, rosti Luis ca o întrebare. Mamă, nu ești de acord cu mine? Elizabeth se duse lângă scaunul lui, punându-și mâinile pe umerii lui, vorbi liniștit. Dragul meu, eu sunt totdeauna de partea ta.
dar a fost ceva neașteptat. Asta-i tot. Tu ești fetița mea, repetă el, mângâindu-i ușor mâinile. Știu că niciodată nu m-ai supărat. Copiii priveau întrebători. Ascultați-mă, copii, începu tatăl cu un zâmbet. Mama voastră înțelege. Acum doresc să înțelegeți și voi. Eu v-am povestit despre timpul când am fost lovit de trăsnet, când am avut febră tifoidă și am fost la un pas de moarte. V-am spus că i-am promis Domnului că dacă mă va vindeca, îi voi sluji tot restul vieții mele. Oliver nu era mai mare decât ești tu acum. Da, tată, dar îi pot servi Domnului și aici, interveni Oliver. Tu ajuți la susținerea bisericii. Ai dat bani pentru adunările evanghelistice din Manchester. Tu chiar ai angajat oameni să lucreze la fermă ca să poți fi liber, să ajuți la adunările religioase ce au avut loc seara și uneori ai venit acasă pe jos ca să scutești banii și să-i dai. Tatăl ridică mâna. Stai ușor, ușurel, fiule. Orice creștin ar face lucrul acesta pentru Dumnezeul lui și pentru biserică. Când ne-am căsătorit, mama ta și eu ne-am dedicat întreaga viață în lucrarea câștigării de suflete. Noi am reînnoit această consacrare atunci când am fost rugați să mergem ca misionari. Eu personal am repetat legământul acesta când am fost răpit în pustiul Sahara. Când am primit binecuvântarea de pastor al Evangheliei, am fost pus deoparte ca serv al lui Dumnezeu. De aceea, nu mai am nicio scuză să stau la fermă. Mă simt bine cu sănătatea. Trebuie să mă întorc. Eu nu-l voi părăsi pe Dumnezeu. Unde vom merge? Întrebă Elizabeth. Nu știu, dar undeva unde va fi o climă rece. Înseamnă că nu vom vinde ferma până când nu ești sigur unde vrei să mergi, întrebă în mod practic Oliver. Nu aceasta este calea de rezolvare, fiule. Eu trebuie să arăt credință. Mai întâi, pun ferma de vânzare, încrezător că Dumnezeu deschide un loc pentru mine. Dacă nu se vinde, atunci poate că El are alte planuri pentru noi, chiar imediat. Eu sper că Domnul nu are nevoie de tine, rosti o voce impulsivă. Hermina, ce cuvinte sunt acestea? Nu pot să fiu de acord, tată, eu iubesc ferma aceasta. În acea săptămână, ferma din Enhurst a fost anunțată la ziar pentru vânzare. Mulți oameni au venit să o vadă. Într-un timp scurt, o familie s-a decis să o cumpere. Avem nevoie de câteva săptămâni să facem rost de o parte din bani, au spus cumpărătorii. Această fermă este chiar ceea ce căutam. Țineți-o pentru noi, vă rugăm. Va fi a voastră, îi asigură Louis. Aproximativ la ora 2 noaptea următoare, Elizabeth a fost trezită de un suspin adânc al soțului ei. Trezește-te! Trezește-te! Ce-i cu tine? Trebuie că ai avut un vis urât. Ah! Ah! Mormăi Louis încercând să se trezească. Ah, ce vis! Acum amândoi erau treji și Elizabeth era curioasă. Se făcea că toată casa noastră era în flăcări. Adăpostul de lemne, magazia, totul. Pretutindeni era numai foc și nori negri uriași de fum se ridicau spre cer. Totul era așa de real. Dar știi ce am văzut? Deasupra fumului negru era scris cu litere aurii strălucitoare. Celui cu inima tare, tu îi chezăsluiești pacea. Da, pacea căci se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Isaia 26, cu 3 și 4. Acest vis părea realitate. Dacă nu m-aș teme că vecinii vor gândi despre mine că sunt nebun, eu aș scoate toate lucrurile afară din casă și le-aș duce pe câmp. Ei, dragă, a fost numai un vis. Hai să mergem înapoi la culcare. În timpul mesei de dimineață, lui se întrebă, ați putea să mă ajutați astăzi? E așa de multă treabă de făcut afară înainte de a ne gândi să împachetăm lucrurile. Desigur, vom amâna astăzi treburile din casă. Ce vrei să facem? Întrebă Elizabeth în timp ce strângea masa.
Dacă tu și fetele vă veți ocupa de lotul de căpșuni, eu îl voi ajuta pe Oliver la fân. Răcoarea plăcută a dimineții făcea să fie o bucurie statul afară, dar după amiază vântul început să sufle cu putere. Mama, Hermina și Gladys erau bine dispuse, în ciuda durerii de spate și a mâinilor murdare de la brazele de căpșuni. Hermina, nu vrei să duci în casă aceste găleți cu căpșuni și apoi să te odihnești puțin? Ai lucrat destul de mult. Pune câteva lemne în sobă și eu voi veni imediat să pregătesc masa de seară. Hermina primi cu bucurie această ofertă și porni pe poteca prăfuită. Dar deodată văzu flăcări de foc izbucnind de pe acoperișul casei. Îngrozită, lăsă jos fructele și începu să strige. Foc, 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 arde casa! Ea alerga țipând cu putere. Vecinii au auzit și au ajuns la casă aproape odată cu restul familiei. Vântul puternic deja dusese flăcările la adăpostul de lemne, apoi la cotețul de păsări și la grajdi. Totul se întâmplase pe neașteptate, fără nicio avertizare. Nimic nu putea opri furia focului, care arse totul până la pământ. Toate bunurile și casa lor confortabilă au fost transformate în cenușă în mai puțin de o jumătate de oră. De când Hermina văzuse flăcările, toate clădirile erau distruse. Cei 250 de pui de găină și chiar calul cumpărat de curând pe care Oliver trebuia să călărească pentru prima dată în acea seară nu mai erau. Uluiți și tăcuți, membrii familiei s-au strâns împreună, plini de consternare. Lacrimile nu se puteau opri. Hainele vechi de lucru pe care le aveau pe ei erau singurele lor lucruri care le mai rămăseseră. Aducându-și aminte de vis, Luis văzut din nou strălucind pe norul de fum literele aurii ale făgăduinței lui Dumnezeu. El începu să le repete, iar restul familiei se uni cu el. Celui cu inima tare, tu-i chezășluiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Isaia 26:3-4. Vecinii grijulii i-au luat pe sinistrați la casele lor, îndepărtându-i de scena tristă. Nu vom fi înfrânți, spuse Luis, în timp ce curajul și hotărârea lui de mai înainte apărură din nou, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. În dimineața următoare, familia Paseboa se întoarse la locul unde fusese casa și începu să dea cenușa la o parte, încercând să găsească ceva ce ar mai fi putut fi recuperat. Desigur, puteau găsi banii care erau ascunși într-un borcan pe un raft în cămară, unde erau bănuții pe care copiii îi puseseră deoparte într-un sertar. Nu găsiră nimic. Fiți calmi, dragilor, spuse Elizabeth, pe un ton liniștit, și nu trebuie să plângem. Să fim recunoscători pentru îmbrăcămintea de pe noi, pentru prietenii buni, pentru faptul că suntem în viață și pentru că avem un Dumnezeu care niciodată nu ne va părăsi. În ziua următoare, mulțumindu-le vecinilor buni care îi ajutaseră, au mers să locuiască cu părinții lui Elizabeth. Aici s-au hotărât să trăiască de acum încolo, ca și cum ar avea un cămin pe noul pământ. Un cămin frumos, glorios și măreț, care niciodată nu va mai fi distrus.